double digit thousand. Evenimentul la care au participat persoane apropiate celor doi a fost unul reușit, iar cei prezenți s-au simțit foarte bine la petrecere. Dan Ioțil și Gabriela Prisăcariu au devenit soț și soție pe 15 mai, au spus marele da, iar apoi au organizat o petrecere chiar la restaurantul pe care prezentatorul îl deține în București. Nu a fost o nuntă, a fost team building, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit. Am fost doar rudele noastre și voi. A fost prima dată când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii, a completat și Răzvan Zimion. Eu am 40 de ani, era ultimul trend, a continuat Dan Ioțil. Superba blondină a purtat o rochie vaporoasă nude, care i-a pus în valoare tenul bronzat și formele perfecte de clepsidră. Având în vedere amploarea evenimentului, toată lumea s-a întrebat cât a fost darul. La nunta lui Dan Ioțil, invitații s-au delectat cu cele mai delicioase preparate, iar meniul a fost unul generos și pe toate gusturile. Potrivit informațiilor existente pe site-ul restaurantului deținut de Dan Ioțil, preparatele pe care oamenii le pot servi sunt de-a dreptul fabuloase și au prețuri pe măsură. O friptură scoate între 36 și 88 de lei, la care se mai adaugă, separat, o garnitură și chiar o salată, ambele plătite separat. O farfurie de ton sau dorada la grătar și o garnitură de piure costă aproximativ 60 de lei. Aperitivele pornesc de la 24 de lei și ajung chiar la 54 de lei și conțin diverse combinații delicioase de creveți, brânzeturi mixte, salate de tot felul. Darul la nunta lui Dan Ioțil este posibil să fi fost la ordinul sutelor de euro, dar cu siguranță prietenii apropiați să fi scos din buzunar chiar mii de euro. Cel mai probabil de la cei 42 de invitați să se fi strâns frumoasa sumă de 50.000 de euro. Deși Mihai Bobonete a vorbit urât la adresa restaurantului lui Dan Ioțil, șocat fiind de nota de plată de la final, se pare că prezentatorul de la Neaț a pus prietenia dintre ei înaintea orgoliului, așa că Bobonete s-a numărat chiar printre invitații de onoare a evenimentului. Mihai Bobonete a declarat că ultima dată când a venit la restaurantul lui Dan, a avut de plătit 1500 de ron și, după cum a declarat și el, a fost de-a dreptul șocat. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane. Cum să vă zic, în curând o să fiu doamnă. Doamna Ioțil. Mai e pe numele tău? Înțeles. Ești pregătit să spui da? Da. Emoții. Bună dimineața sau bună ziua. Nu știu, nu prea m-am desmeticit încă. Trebuie să vă mulțumesc pentru toate mesajele, nu ne așteptam să primim atât de multe și atât de frumoase din suflet, vă mulțumim mult de tot. Așa cum știți, sâmbătă am avut starea civilă, o petrecere numai cu prietenii noștri apropiați și cu familia, pentru că nu aveam voie. Deci acest inel al doilea nu este verigheta, este un inel care face parte din inelul meu de logon. De evenimentul nostru s-a ocupat Carmen Ioniță și îi mulțumesc din suflet, imaginați-vă așa, sunt femeie, mireasă și însărcinată. Și ceva frunt, mi-am dorit niște lucruri, cel mai mare panou cu flori, eu cred că din toată țara, nu știu dacă mai există, bujori, buchetul meu de mireasă a fost din bujori, tot de băiatul cu flori s-a ocupat de lucrul ăsta. A avut niște oameni absolut minunați, care mi-au îndeplinit toate dorințele. Gândiți-vă că eu vineri seara la ora 10 îmi doream foarte multe baloane și alte multe lucruri. Dar nu au zis nu, au zis da, se poate orice. Și sunt foarte mândră de cum a ieșit evenimentul. Absolut totul, fiecare detaliu a fost absolut superb. Locația unde a avut loc evenimentul este restaurantul The Grill. Am putut să ne desfășurăm acolo.
Și ca să nu uit, sunt doamna Oțil, Gabriela Oțil, mă numesc.